Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași a reușit să atragă aproape 2,55 de milioane de lei din Fondul de Dezvoltare Instituțională, competiție lansată anual de Ministerul Educației. Este cea mai mare sumă atrasă de Universitate din Iași, iar Universitatea Tehnică este singura din capitala Moldovei care a reușit să obțină finanțare pe toate cele opt domenii. Este vizată creșterea calității actului didactic, internaționalizarea învățământului superior, asigurarea de bază de cercetare științifică și domeniile de activitate principală, cât și susținerea activităților studențești.